CS Universitatea Craiova a continuat aseară seria victorilor în campionat. Albalbaștrii s-au impus cu scorul de 2 la 1 pe terenul formației CFR Cluj în etapa 13 ultima -a, ultima turului. Craiova s-a văzut condus în minutul 47 cu 1 la 0 după ce Belec a înscris în urma unei scheme bine lucrate la o lovitură liberă. În minutul 78, CSU a egalat grație lui Nunorocea, care a trimis în plasă de la câțiva metri o minge centrată de pe partea stângă de Vătăjelu. Golul victoriei a fost marcat în prelungirile partidei în minutul 92. Doi, când Dumitraș l-a învins pe portarul Clujenilor în urma unei acțiuni prelungite de atac. A fost un joc spectaculos între două dintre cele mai bune echipe ale campionatului. Fără a fi subiectiv, consider că am controlat prima parte meciului, ne-am creat oportunități mai clare. Pe finalul jocului am fost mai pragmatici și am înscris din șansele pe care le-am avut. De data asta și norocul s-a întors de partea noastră. Mă bucur pentru Nuno Rocea și Dumitraș că au marcat și felicit toți băieții pentru rezultatele obținute în ultima perioadă. Am urcat pe locul 6, la egalitate de puncte cu ASEA. Gumureș, diferența fiind doar la golaveraj. În meciurile care urmează vom forța prezența în play-off, a declarat antrenorul Emil Sândoi. Din păcate, la meciul cu CFR, Craiova l-a pierdut pe fundașul AK, ce s-a accidentat în prima repriză și probabil va fi indisponibil o lungă perioadă de timp. Echipa masculină de basket SCM Craiova a obținut un prim succes chiar în runda inaugurală a Ligii Naționale. Olteni s-au impus sâmbătă pe terenul formației BCM Pitești după o repriză de prelungiri cu scorul de 64 la 58. La finalul timpului regulamentar, scorul a fost egal, 52 la 52, iar în repriza suplimentară de 5 minute, elevii lui Oliver Popovici au luat inițiativa și s-au menținut în avantaj pe tabela de marcaj, în ciuda faptului că nu l-au mai avut pe Cătălin Burlacu descalificat. Exactitatea americanului Aaron Johnson la linia de aruncări libere i-a adus Craiovei primele două puncte din noul sezon. George Micici a fost principalul marcator al oltenilor cu 23 de puncte la care se adaugă 3 recuperări și 2 pase decisive. La primul meci, după revenirea în bănie, Bogdan Popescu a avut 7 puncte și 12 recuperări. În etapa viitoare, craiovenii vor primi duminică vizita celor de la Energia Târgu Jiu, formație care a învins tot sâmbătă pe teren propriu pe nou promovata Phoenix Galați, cu scorul de 72 la 62.